De vineri până astăzi, oamenii noștri, specialiștii de la tratarea apei, au încercat diverse metode tehnologice, în așa fel, în stația de tratare, pe facilitățile de tratare existente, în așa fel încât să putem reduce acel conținut de amoniu până sub limitele legale. S-au reușit aceste teste la nivelul de teste. Încă am menținut restricția de a nu fi folosită apa ca potabilă până când testele vor fi concludente câteva zile în șir, deci una după alta, și după care vom anunța oficial, da, puteți din acest moment, puteți să folosiți apa ca și potabilă. Deci noastră nu spuneți că este apa potabilă în momentul ăsta. Este în momentul ăsta, dar nu am, pentru, așa cum spuneam, pentru a avea siguranța testelor, trebuie să avem câteva zile la rând aceste valori ale amonului. După care vom anunța oficial populația, dar în acest moment puteți să folosiți apa ca și potabilă. Ce înseamnă câteva zile? Câteva zile vor să fie și 30. Nu, câteva zile, să spunem, dacă începând de astăzi apa este în parametri, câteva zile înseamnă până luni, marți, dacă nu vor mai apărea alte abateri de la... Nu este deplasat atunci să anunțăm oamenii în acest moment că este apa potabilă dacă o să fie potabilă peste două zile? Nu înseamnă că i-am anunțat. Nu înseamnă că i-anunțăm oficial că pot folosi această apă. În acest moment, apa care iese din stație este potabilă. Dar am spus, domnule, să avem câteva zile de teste. Să avem siguranța că testele, tehnologia este viabilă. Da, sub rezerva faptului că declarațiile s-au făcut public, oamenii vor fi anunțați din momentul ăsta. De asta vă întreb, este sau nu potabilă, că nu mai înțeleg. Facem o diferență. Vă rog, că mie mi-e greu. Domnul director a spus foarte... Da. Este o diferență între situația de fapt și cea de drept. Domnul director se referea la acel lucru, că în momentul de față apa este potabilă, dar nu a făcut notificarea potrivit dispozițiilor legale în așa fel încât oamenii în mod legal să cunoască că apa... În fapt, apa este potabilă. Dar nu a dat drumul la acea înștiințare prevăzută de lege, notificarea autorităților, prin care se aduce la conștiință publică că această apă este potabilă. Atunci informarea, da? Pe deci care o faceți noastră este legală sau nu? Că nu mai înțeleg. În fapt și în legal este... legală noi informarea pe care o faceți noastră acum? Noi acum am avut un comitet pentru situații de urgență în care am analizat măsurile luate până acum, am luat un plan de măsuri care trebuie respectat în continuare, da? S-a adus la cunoștința comitetului că s-a potabilizat apa prin măsurile tehnologice luate, nu sunt de specialitate, așa că nu mă pot pronunța asupra lor, dar dacă au ajuns apa sub parametri, urmează câteva zile să se testeze această apă, să vadă, se menține și soluția tehnologică, dacă este viabilă și urmează să se păstreze pe viitor, da? Dacă soluția tehnologică este viabilă și se păstrează această soluție tehnologică, se notifică autoritatea că apa este potabilă. Dar această stare de fapt nu concordă totdeauna cu starea de drept. Da? Adică notificarea care se va face în urma testelor. Noi aici am analizat această situație. Urmează ca în cursul, probabil, zilei de marți, miercuri, să se adreseze această notificare către Primăria Comunei Alma. Pe parcurs, până se dă această notificare, da? Noi nu am transmis populației Beți apă că este potabilă. Noi am fost informați în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență că s-a potabilizat apa prin soluția tehnologică adoptată și celelalte măsuri fizico-tehnice, da? De restabilirea perimetrelor și așa mai departe. Sunt făcute în planul acesta elaborat de specialiști din instituțiile care fac parte din Comitetul Județean pentru Situații de Urgență. Dar ideea este în felul următor. Avem o soluție tehnică luată, până marți se asigură în continuare de către societatea comercială apa potabilă în localitate. Dumneavoastră ați votat astăzi un act pe care scrie, ce a citit domnul colonel, apa este potabilă. N-am votat actul că este apa potabilă. A fost o declarație pe care v-ați însușit-o prin vot. Nu, am votat. Anunțul pe care l-a făcut. Nu este în planul acesta că apa este potabilă. S-a informat Comitetul Județean pentru Situații de Urgență
de către directorul societății comerciale, a operatorului de apă, că urmare a măsurilor luate, soluțiilor tehnologice, apa s-a potabilizat. În momentul de față, avem o stare de fapt. Urmează să se testeze în continuare, să se vadă dacă se menține soluția tehnologică este viabilă, adică se menține potabilitatea apei și în zilele următoare, după care, în urma testelor, se trage concluzie și operatorul de apă își îndeplinește obligația legală. Și de atunci...